Și incendii masive în nordul Israelului după ce gruparea Hezbollah a lansat rachete și drone din Liban, autoritățile israeliene s-au luptat cu flăcările puternice care au cuprins mai multe zone împădurite, aflate aproape de granița cu statul vecin. Autoritățile israeliene au decis însă să evacueze parțial și un oraș. הבתים התחילו להידלק. לא מבין מה זה, באתי בזמן, אבל זה לא עוזר, חשמל פה. וואו. Unitățile de pompieri asistate de diverse alte organizații au lucrat din greu pentru a stinge incendiile, în timp ce totodată mai multe case din Kiryat Shmona au fost evacuate. Flăcări intense au cuprins părți din zona de la granița cu Libanul, scena unor schimburi de focuri aproape zilnice între armata israeliană și gruparea islamistă Hezbollah, susținută de Iran în contextul războiului din Gaza. Armata israeliană a declarat că a desfășurat întăriri pentru a sprijini pompierii copleșiți de amploarea incendiilor. Armata israeliană a precizat că 6 soldați rezerviști au fost ușor răniți ca urmare a inhalării de fum și au fost transferați la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Totodată, pompierii au reușit să țină sub control focul și în acest stadiu nicio viață umană nu este în pericol. Liderii ai comandamentului de nord al armatei au sosit la Kiryat Shmona în cursul nopții, iar armata a evaluat situația din zonă. Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat că urmărește îndeaproape împreună cu armata evoluția incendiilor care au izbucnit după tiruri de rachete și căderea unor drone lansate din Liban. Ca represalie, armata israeliană a anunțat că a lansat lovituri aeriene împotriva a ceea ce a spus că sunt ținte ale Hezbollah în sudul Libanului, ceea ce a provocat de asemenea incendii pe partea libaneză.